Dacă voi participa, până pe data de 27 august vom vedea acest lucru. 27 august. Da, ca să nu fie speculație, chiar că știți cu mulți colegi de dumneavoastră, mai ales, dar, domnul Satu, dar tot ce ne spuneți, cine susțineți în turul 2, da? Adică trec de tur 1. În turul 2 eu mă merge, dacă voi participa la alegeri, eu voi merge în turul 2 să votez pentru mine. Adică... Adică voi treci în turul 2. Am înțeles. Da, pentru... Foarte Dorin, modest. Dorin, dar nu cu modest, dar iată pentru ce eu să mă duc să particip. Haideți că sunt niște obosâți care vor să meargă în alegeri, să le mai dea statul 50.000 de lei la partid ulterior, să-și consolideze forțele. Eu deam dacă merg și dacă văd așa o susținere masivă din partea cetățenilor, și haideți să ne aduce aminte, marșurile organizate de mine, anul trecut prin Facebook chiar antistat. Câți oameni vor veni la prima întâlnire cu mine? A venit jumătate de stadion, fără concert, când îți spuneau cu sate, doar prin concert îi vină. Gata, fără concert, fără... Nu aduceți pe Olga Buzova anul ăsta. Da, va fi, va și fi mai dificil Olga Buzova, că eu vă spun... Nu, deci concertele, domnule Usate, de ce vă zic? Pentru că în Republica Moldova, da, eu... politicienii, atunci când sunt în campanie electorală, aduc Stas Mihailov, Olga Buzova și alți cetățeni... Când ați adus... Ați auzit vreodată că s-a dus Stas Mihailov ori Buzova în campanie? Olga Buzova a cântat toamna, după alegeri, de ziua studentului, și au vrut-o pe Buzova Instagram-ul, că Buzova cam e băbuță, nu e chiar în stilul meu, să-i spun eu, știți cum, adică... N-ascultați muzica ei. Nu, o mai ascult și pe... adică le ascult fetele. De ce vă întreb, că în perioada asta va fi dificil să organizați concerte, indiferent cine va fi acolo. Dar eu vă spun încă o dată, dar eu dacă n-am făcut concerte în electoral, parcă normal vă spun, dumneavoastră ați confundat concertul Stas Mihailov. Deci eu vă spun că în luna august, pe stadionul din municipiul Bălți, au venit 4.000 de cetățeni la prima întâlnire cu Usate, vreau să văd vreun politician.